fotbaliștii americani de la Steaua au avut parte de o surpriză de Halloween atunci când au venit să mănânce la prânz la restaurantul clubului, cu un cadavru de sex feminin zăcea tranșat în mijlocul sălii. Această sărbătoare americană, dar petrecută la noi în țară, îl face pe Ronnie Lee Harrell Jr., extremarul șalbaștilor, să-și aducă aminte de copilărie. Această sărbătoare la noi în țară este învăluită în mister. Nu știu ce a pățit această doamnă. Mi-aduc aminte însă cum în copilărie mă duceam să colind din casă în casă și primeam o grămadă de dulciuri, dar mama nu mă lăsa să le mănânc pe toate. Alături de Ronnie Harrell și colegii săi din echipa de basket a Steelei, Kit Clanton și William Davis, s-au amuzat și s-au simțit un pic mai aproape de casă.